Acum am să vă întreb. Voi ce știți? Dacă înțep balonul cu astăzi? Da. Numai că s-a spart. Nu, eu vreau să vă învăț să nu spargeți baloanele când le găuriți. Știți ce se întâmplă? Toate experimentele au o calitate. Voi, când vă duceți la ore, probabil că aveți emoții. Ei, și experimentele au emoții în fața voastră. Ar trebui să nu se spargă. Haideți încă o dată. Acum nu vrea să se mai găurească. Gata. Să vă învăț trucul. Faceți pariu cu prietenii voștri. Vă uitați cu atenție aici la balon. Este o zonă de cauciuc puțin mai gros. Pe acolo băgați scobitoarea asta și îl scoateți tot în zona asta de cauciuc mai gros. Și nu umflați balonul foarte tare. Acum, un mic număr de magie. Uitați, am un balon. Vedeți? O sticluță și un balon. Voi ridica balonul să vedem ce se întâmplă. O să vă spun, vă învăț. Deci, trucul este relativ simplu. În sticlă aveam oțet. Și în balon pusesem un praf, se numește bicarbonat. Doamna învățătoare vă spune ce se întâmplă, pentru că folosește același fenomen, îl folosește la prăjituri. Ca să fie pupoase prăjiturile, ceva de genul ăsta se face. Acum, haideți să mai facem un experiment de magie, un număr de magie, să mut ăsta puțin mai așa, să vedem. Voi da foc la chestia asta, sper că nu avem detectoare de foc care să ne încurce. Acum aflăm. O să aflăm, da. Da, avem. Unde? Bun. Ce se întâmplă dacă pun un balon pe flacără? Ce? Se spală. S-a spart, aveți dreptate. Bun. Am un balon. Îl voi vrăji. Balonule, vezi că sunt copii aici și te rog frumos să nu te spargi. Te rog, eu ai grijă de tine. Hai să... Și să vedeți ce grijă are balonul dacă voi îl rugați frumos. Unde a pus eu bricheta? Uite-o aici. Vom da din nou foc la balon. La balon, la lumânare. Și să vedem ce se întâmplă. Balonul, dar te rog eu mult după, da? Nu se întâmplă nimic. Știi? Ia zi. Pentru că nu-l puneți în foc. E, da. Uite, Adana, că-l pun în foc cât vrei. Vrei să se și... Uite, e flacăra pe el? Da. Și miroase. Care-i trucul? L-a spus pe partea mai groasă. Are apă. Vezi? Are apă. Apa. Apa nu se poate încălzi foarte mult. Balonul se sparge la câteva sute grade. Dar având apă înăuntru, nu se mai sparge. Puteți să fierbeți apă în balon, fără niciun fel de problemă. Acum, vom mai face un mic experiment. Uitați-vă la următorul experiment. Hai mă, ia foc, măi. Așa. Iarăși un experiment foarte frumos. Bine, voi puteți să-l jucați frumos pe la când sunteți cu prietenii, să spuneți că veți scoate apa din farfurie fără să înclinați farfuria, fără să sugeți apa, fără niciun fel de... Experimentul este simplu. Am văzut lumânare, puțină apă, de obicei fac cu apă colorată, stai să se aprindă lumânarea mai bine. Așa. Și voi pune ăsta ușor aici. Să vedeți ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Se aburește. S-a stins și s-a ridicat. Și apa de aici aproape că a dispărut. Trebuia să pun mai puțin apă, dar am zis să fie... Atât. Mai am un experiment cu balon. Ia uitați ce simplu e. Nu balon face, am o sirenă aici. Dar ascultați acum. Să umplăm în de-al nostru acest balon. Și să vă învăț ceva cu care mă jucam eu când eram mic, mai mic decât voi. Noi ne jucam cu asta foarte mult. Iar sper să ne iasă.
Aveam o fluieră aici. A, uite. Băi, n-aveam fluiere. Și le făceam noi singuri fluiere. Ia auziți. Dar fluierul ăsta scoate sunete diferite. Ia să vedeți acum. Uitați cum trebuie să tăiați. Vedeți? Mai am un singur lucru pe care vreau să vi-l arăt, pentru că sunt convins că toți vă jucați cu asta. Ăștia se numesc magneți, da? Da. Să vedeți ce frumos se întâmplă cu magneții, ei se atrag. Da. Să vedeți ce frumos se întâmplă cu magneții. Trebuie să pun ăsta ca să-mi vină mai ușor. Uite cum a rămas în azi magnetul. Sunt acelea la fost exact. Dar nu puteți să vă jucați și să împingeți cu mâna aici. E foarte, foarte, foarte frumos. Iar aici, vedeți, e un lichid. Din păcate, n-am cantitate mare, că vreau să fac un experiment mai frumos. E un lichid. Și în buzunar am niște magneți. Ia uite cum se ridică. Și aș vrea să nu l agitați foarte tare și să-l treceți de la unul la altul, să vedeți ce floricică frumoasă s-a. Țineți doar de unde ține. Vezi floricica? Nu-l mișca foarte tare, dar la toți copiii să vadă. Doar de acolo ține. De magnet. Ține și de magnet un pic să nu cadă. Ține, ține, ține. Din păcate e foarte scump lichidul ăla, se numește ferofluid. Și se comportă, cum vedeți, vedeți floricica aia? Poți să rătești magnetul așa și să vezi cum... Doar de magnet. Dragii mei, atât, cam atâtea experimente m-am gândit să vă fac. Sunt foarte multe care se pot face. Și vă spun, rugați-i pe părinții la Știință și Tehnică, nu-i fac reclamă revistei, că aveți o pagină exact pentru voi. Nu mai știu ce experiment a fost luna trecută. A fost tot unul cu lumânarea. Cum să ridici farfuria aceasta, fără să pui mâna pe ea. Și seamănă foarte bine cu ce v-am făcut acum. O secundă. Deci cam tot la fel am făcut, cu o lumânare, numai că am pus un șervețel aici, umed. Și în felul ăsta am putut să ridic farfuria, fără să pun mâna pe ea. Dar am dat foc înainte, înăuntru. Exact cum am făcut ceva mai devreme. Sunt multe experimente pe care le puteți face și știți ce e frumos la ele. Învățați jucând. Vă mulțumesc foarte mult, dragi mei prieteni, și sper să ne vedem mai des. Da, mulțumim mult.